Hei, salutare dragilor, bun venit la un nou episod din Bedwars. Știu că n-am mai făcut de ceva timp Bedwars, dar facem astăzi un episod de 4x4x4. Așa, hai să scoatem F5-ul. Perfect, și deja am crescut deja de bugă în aici, se vedem, harta asta e destul de bună. Cred că nu sunt foarte multe hărți pe aici, că mereu pic pe harta asta și... Nu cred că sunt foarte multe hărți. Sau poate sunt pentru 3v3 pe v3 alte hărți, s-ar putea, nu știu, există posibilitatea, dar pe 4v4v4 mereu pic pe harta asta. Ia să vedem, este echipa verde. Este glitch-ul ăsta pe Hypixel, că uite, tu iei un obiect și pare că îți dă mai multe. El aici încearcă să farmeze și eu la fel. Ok, cam luat eu gold-ul, am nevoie de 7 gold, 7 aur, vreau să-l pe română. Suntem, da, step 4. Ok, albaștri sunt mai puțini. Vreau să mă asigur că nu suntem mai puțini, că se putea. Gen, cum albaștri sunt 3, deci sunt dezavantajați. Ok, am tot ce-mi trebuie de început. Vreau să... nu. Așa, vreau să-mi iau... asta și... asta. Și acum niște... hai să iau direct endstone. Ia să vedem dacă fac ăștia, dacă apă ăștia 4. Dacă apă ăștia 4. Nu prea pare. Ok, mă duc eu să-i pun niște endstone. Ia, a luat el ceva la lână. Nu pune lână. Nu pune că pun eu endstone. Nu pune, mă, că pun eu endstone. El mă vede că pune endstone, el tot pune. Să stau eu, să-l sparg, nu? E mișto că acum, cu versiunea 1.12, au pus fiecare echipă să aibă patul de culoarea lui. Gen, nu toate paturile să fie roșii. E bine că au adăugat asta. Bine, e doar pentru versiunile 1.12, pentru cele mai vechi nu merge, nu o să se vadă de alte culori. Dar oricum e mișto, am nevoie totuși de fiecare în locul să mă duc în mijloc. Vreau să mă duc în mijloc de pe acum, înainte să meargă alții, ca să nu-și facă parmuri și toate și pe față să nu le mai fac față. Mă duc de pe acum, am fac drum, poate au făcut ăștia aia, să vedem. Ceva cu teleportări, nu știu ce s-a întâmplat. Sper că... ok, vă că s-a zis să facă drumul. Ce tot fac ăștia? Poate mă arunc în void. Cred că ies din joc instant ca să îi enervez doar. Scuze, am vrut să verific dacă filmam. Era teamă, nu vreau să pierd filmarea. Ok, cred că mă duc până aici și face aceea fac coborârea. Dar se duc ăștia și iau emeraldele. Ok, ăsta l-au luat deja. Nu vreau să fariz, vreau să fac cum pot, că l-am făcut. Vezi? V-am zis eu că iau ăștia. Ok. Oh, încă unul. Bun. Înseamnă că și în partea aia, dacă că-l iau ăla. Da, l-a luat el cu Saudit. Ok, dar am făcut rol de unul. Mă duc acasă să-l pun. Și apoi o să mă duc spre diamante, dacă... deci și fac găuri. E periculos să faci găuri. Chiar dacă e bine pentru adversarii, n-aș mai veni tine. Poți să cazi oricând, ia să mi-o vede pe aici materiale, că sunt nevoie de foarte multe. Dar am pus chestii la pat, ia să mai punem. Vreau să pun și un strat de lemn. Și vreau un strat de lemn deasupra endstone-ului. Abar am dacă aș pune iarăși obsidian, că de fiecare dată când pun obsidian, sunt mult mai apărat. Pentru că obsidianul nu poate fi spart de bombe sau de... decât de tână cupul de diamant și asta e foarte greu. N-au toți așa ceva. Ok. Hai să punem peste tot lemn. Dacă, oricum este bine să ai mai multe straturi, fiindcă dacă cineva vine cu unelte, până își schimbă uneltele între ele ca să spargă durează. Și gen pierde niște timp. Deci e eficient să puneți multe straturi. E oarecum o eficiență. Dar trebuie să puneți și straturi dure pe cât posibil ca să nu vă dea cu bombe. Asta mă enervează. Ăștia care efectiv nu vin cu unelte, vin cu bombe și nu-mi plac ăștia care vin cu bombe. Na, sunt eficiente, dar nu sunt distractive, pentru că spargi prea ușor cu ele. Ok, ăsta o să pune, poate au inimă, așa, și mai vreau niște... lână, multă lână. Vreau să fac drum și spre diamant. Așa, dacă n-au făcut ăștia. Și nu au făcut... ok, galbenii deja s-au dus acolo și albașii s-au dus acolo. A, nu s-au dus, ok, super. Mă crezi că s-au dus. Ok, roșii cei opuși deja nu au pat, e bine pentru că sunt cei mai departe de noi. Deci ar
greu. Și unul văd că a fost și învins. Cactus pe 64. Ok, e bine că nu avem nimeni pentru că avem diamante. Vreau să-mi pun o capcană din aia. Bun, pot să-mi fac și protecție și capcană. Roșii deja au fost eliminați toți. Cât erau? Cred că după ce s-a spart patul, ori au murit instantaneu, ori cine știe. Cert e că nu mai sunt. Hai acum să iau aici upgrade-ul de capcană, foarte important. Și vreau protecție. Protecție vreau. Așa, hai să mai iau niște... Iau de, direct de aici fier, nu mai iau din cutie, ca să mai iau blocuri. Așa, suficient. Să le las aici. Vreau să salvez cât mai multe materiale, fiindcă tot timpul am nevoie de materiale. Acum ar trebui să fac un drum și pe celelalte diamante, dar ar fi însemnat să fac un drum la aia galben, spre noi, practic. Și nu prea... este că îl omoară pe... îi omoară pe mine. O să-i ajut. O să-i ajut, mă, să-i ajut. Hai, mă, mă bate ăsta cu nouă inimi? Cred că mă bate, mă bate. Mamă, dacă îmi dă. Are, zici că are hack, serios, dacă nu. Cum poate să dea? Dă în viteză. M-a bătut, ești nebun? Cu jumătate de viață? Jumătate din viață? Dar dădea repede. Cum dădea așa tare? Nu știu, adică, nu că dădea repede, dar dădea de la distanță mare. Adică, nu știu dacă înțelegeți. Cam prea departe. E, asta o să fie un meșcan greu pentru că nu pot să strâng... E, exact ce vă ziceam. Acum încep cu bombele astea, sau? Poate nu? Ba da, uite, deja au pus bombe. Păi, ce să mai... Normal că ea roșii și-au pierdut patul dacă le-au dat cu bombe. Poate o face asta ceva, că eu nu mai mă bazez. Toate că eu fără pat nu pot. Bă, da, pot să mă mișc. Nu! Hai, mă! Of, of, of. De asta nu prea filmez eu Bed Wars, fiindcă e greu să... Bine, nici nu prea am mai încercat, recunosc. Dar e mai greu să filmez Bed Wars, fiindcă e un match întreg. Și e nașpa, mai ales că dai din ăștia care tot ex cu bombe. Na, v-am zis, sunt bune, dar sunt enervante. Ok, iar trebuie să-mi iau sabia, o să rămân fără gold, fără aur. Așa. Punem asta aici, iarăși dau cu bombe. Păi nu-i corect așa să dai cu bombe, serios. Eu îmi fac tuta mai apărarea și îl îmi dă cu bombe. Uite, el se duce acum pe sus să dea cu dinamită. Și acum o să-mi dea... Cine știe ce plână e, vrea să dea cu bombe, rău? Da, eram singur cum aruncă. Nu e corect să faci așa cu bombe. Vedeți că eu aruncat pe aia de sub mini tot cu bombe. Cred că asta nu o să fie postat. Cum mă îndoiesc că putem să ne mai salvăm, că ăștia albaști vin. Și n-am reușit să pun obsidian la pat. Vreau să iau totuși o sabie de piatră. Vreau să iau repede o sabie de piatră. Ăsta ce face? Să nu-mi zici că stă AFK. Avem nevoie de ajutor acum, nu avem timp de AFK. Nu vei de locuri, dacă mai apuc, dacă nu. Îmi iau, să vedem dacă putem face ceva. Ăla e al lor, el a adus un golem la noi în bază. Uiteam că a adus și... Ce face? A, face și drum, ok. Păi nu aș fac cu jucătorii ăștia care... Care nu mă lasă gen să-mi strâng emeralde. Gen, ei acum dau cu bombe noi ca să ne arunce și eu nu pot să mă duc să strâng emeralde. Nu! Exact! Uite, nu pot să mă duc! Serios! Nu pot să mă duc și eu să-mi strâng emeralde. Tot mă arunc afară. Uite și tu. E enervant. Ce caut ei la noi în bază? Lăsați-ne în pace. Bine că avem capcana aia încă mai avem. Teoretic n-au pătruns la noi în bază propriu zis, dar... Aur nu cred că... Uite, unul s-a deconectat de la galbeni. Un lucru bun pentru noi. Să fim aici materiale, nu mai stau să aștept. Mai încerc. Cred că totuși o să postez meciul ăsta. Să nu vă așteptați toate meciurile să fie foarte bune. Dar vreau să mă duc să strâng emeralde. Nu mă mai aruncați. Serios. Uite, ăla dă cu arcul. El stă acolo și dă cu arcul. Și noi nu putem să mergem. Cum este corect asta? Uite și tu. Nu este corect. Acum eu trebuie să-mi fac barieră. Ca să nu mă arunci el sau cum. A, da, în partea cealaltă, cred că ar trebui. Ca să nu mă pot arunca. Ha. Hai cu săgețile, ăla o să plece și o să fie aruncat. Și-o la fel. Ok, o să încerc să fac o barieră. Ca să nu ne mai poată împinge. Deci nu este corect, adică el stă efectiv cu ochii pe noi. Nu face nimic altceva. Ok, încă unul galben s-a deconectat și a fost și aruncat în voi. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Așa, aici am prins să stop. Hai să mă duc pe la diamante. Poate mai fac rost de încă, nu mai știu cât îmi trebuiau, 4 sau 8?
Așa, am uitat aici, este gold. Da, aur. Am nevoie. Da? O secundă. Ok, revenind. Am pus diamantele în chest, din păcate ne trebuie 8 și avem doar 6. Dar am fac aici o barieră. Nu s-a întâmplat nimic, dar am văzut, cred că ați văzut și voi, că o echipă a fost eliminată, adică galbenii, ceea ce bine că tot trăgeau în noi, ne simțiți. Am mai rămas noi și cu albaștri. Dar nu am fost și eu. Ok, așa. Nu. Ah, dar nu este niciun emerald aici. Vreau să strâng și o emeralde. Ok, 1. Am și o 2 emeralde, o să aștept să se facă. Suntem toți 3 aici, cred că... Este unul acolo, trebuie să fiu atent. El strânge diamant. Diamante. Perfect. Al doilea, hai, dă-mi și pe ăsta, dă-mi și pe ăsta ca să am 4, perfect. Și o să mai am nevoie de încă 2. Mi s-a întâmplat într-un match. Nu mai știu dacă în episodul anterior, parcă în episodul anterior sau într-un match off-camera, dar nu cred că am mai jucat eu off-camera. Efectiv, aproape instant, am făcut armura de diamond, fiindcă nu a fost nimeni în mijloc. Dar în cazuri din astea în care ăștia, efectiv, dau cu bombe în continuu și cu arcul, e destul de nașpa, adică nu te lasă să te miști pe hartă. Da, nu, pur și simplu nu mi se pare foarte... foarte egal, pentru că noi nu prea avem, dacă ei stau acolo cu arcul, noi nu avem nicio șansă să avansăm. Vreau să-mi iau de aici. Pac, 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 pac. Așa, foarte că mi se pare că e permanentă. Bine că și astea ți le dă înapoi. Vreau să fac așa. Bun, vreau să le iau la îndemână, poate o să mă duc să sparg un pat. Încă acum nu pot să mă să iau emeralde, fiindcă abia am luat. Să le sparg patul la albaștri ca să știm că l-am luat, dar văd că, cred că sunt apărați bine. Nu cred că o să reușesc eu cu ceea ce am să mă duc să-i omor. Au și armură de fier, eu am de chain. De zale. Uite, ăștia vin încoace. Nu-i bine. Și are arc? Nu are arc. Emerald generator. Ok. Hai că este și unul de-a meu aici. Nu, dă-mi! Nu, a luat el! Ah, am... A, bun, hai că-s două. Gata, pot să-mi fac armura. Atâta vreau. Ia să putem aici și pe ei. Ok, mă scuzați din nou că am fost întrerupt, a venit un vizitator. Se mai întâmplă? Pot să vă zic pe acum, este cineva care... Vreau să mă ajute cu Roblox-ul. Pot să vă anunț de pe acum. Și vreau să-mi iau asta. Perfect. Și diamant ar mai trebui sincer să iau, să fac sharpness. E puțin aș fac sharpness, pot să-ți faci doar unul. Mă scuzați. Mi-a trecut acela, dar văd că încă mai sunt puțin ruginit. Ok, am suficiente, și, dar nu pot să fac și protection 2, dar nu contează. Deci unul de-a meu a fost omorât. Ei albaștri sunt foarte protejați. Nu știu cum am putea noi să le spargem paturile. Patul, de fapt, e doar unul. Ok, hai să iau eu, uite, am fix 8 pentru a face sharpness. Gata. Nu știu cum ar trebui să fac să-l iau eu patul, că nu pot să ajung la el. Decât poate să-mi fac un Ender Pearl, dar sunt toți acolo și destul de greu. Ia, dar cum iau eu pe aici? A, dar nu știu. A, da, că aici nu știu făcut drum. Ia să fac eu un drum. Nu le iau încă pe ăla, că o să-mi pare... A, dar n-am destul de blocuri. Ok, atunci. A, perfect. Le iau pe astea două. Dar o să mai trebuiască încă două. A, și aia albaștri s-au dus până acolo doar ca să ia emeralde, interesant. Diamante. Cred că de asta au multe armuri. Bine că diamantele nu se fac cu armuri, dar așa ca idee. Au trei materiale. Vreau să-mi iau locuri. Să fac un drum spre ei. Chiar dacă după poate mă aruncă, dar vreau să încerc. Oh, ok, perfect. Ce mai e? Am protection 1, poate măcar un... Să iau și măcar un kill. Bine că au spart aia patul, hai să încerc eu. Deci ăla le-au spart patul, o să încerc să iau măcar un kill. Asta a venit direct spre mine, ia să vedem posturbat. Poate, 1 HP. Și... Azi 2, nu cred că pot să-i fac un 2. A, și au și golem, dar măcar 1. 1 dacă l-omor. Ok, l-am omorât pe 1. Al doilea, nu că m-a oprit golemul, dacă nu era golemul îl băteam. Dar am omorât 2. 2 final kill-uri. Hai că mai este unul singur, nu poate să ne bate pe toți, serios, dacă ne bate ăla pe toți, înseamnă că e cel mai bun jucător de...
din istorie. Hai, că mi-am niște Golden Apple. Nu, asta vreau. Ok, Golden Apple-uri și niște dăștea, că cred că am destul iron să iau niște dăștea. Ia. Yeah. Sau măcar unul. Așa. A, și unde asta? De ce nu? Ok. Merge. Pac. Asta nu mai am nevoie de ele. Diamantele rămân aici, asta rămâne aici. Perfect. Și o să mă să despawnez, nu și Golden Apple și ar trebui să pot salvat. A, și vine spre noi, ca să-mi ia 4. Ce? A, e invizibil. Alo, tot te vedem. El crede că ne bate pe noi care suntem. Ok. Nu știam de chestia asta cu exploziile de la final. Până la urmă se pare că postăm acest match. Parcă văd că nu mi-a filmat programul. O să... Dacă nu mi-a filmat programul, cred că nu mai filmez pe Dors în viața mea. Da, până la urmă văd că am câștigat. Oricum a fost destul din așpa, dar am reușit. Am avut noroc de o echipă foarte bună, ca a spart paturile, fiindcă eu nu am reușit, atât că nu m-am descurcat deloc. N-am putut. Dar, ce să mai... Mulțumesc pentru vizionare. Sper că v-a plăcut acest episod. Și numai bine. Pa, pa!